Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lansare de carte la Onești. Motoare turate la Cupa Off-Road Gura Văii, ediția 2. Uniți prin mișcare. Joi 22 iunie de la ora 15 a avut loc lansarea romanului Semnătura Indiana, scriitorului Radu Sergiu Ruba. Lansarea a avut loc la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti din Onești. Prezentarea romanului a fost susținută de profesor dr. Emilia Boghiu și profesor Luminița Tărlungeanu. Evenimentul a fost organizat de Direcția de Cultură a Primăriei Onești, Biblioteca Radu Rosetti și Asociația Nevăzătorilor din România, filiala Bacău. Mulțumesc pentru invitație, este o mare onoare să fiu astăzi aici în prezența atâtor oameni, atât de mulți oameni minunați. Mulțumesc domnului Radu pentru că a făcut posibilă această întâlnire. Spunea doamna despre mine că fac lucruri deosebite, nu fac doar datoria. Nu este o virtute, ci este o obligație să susținem astfel de evenimente. Încă o dată vă mulțumesc și succes în ceea ce faceți, faceți lucruri minunate. Nu pot să zic că îmi pare rău acum că nu vă găzduim acest eveniment la Sala Mare din centrul orașului, pentru că în această perioadă Biblioteca Radu Rosetti se află într-un proiect de reabilitare și modernizare care se va întinde până la finele acestui an. După care, cu emoții și bucurie, vom prelua iar friele culturale într-un nou spațiu mai modern și mai dotat. Așa că, domnule Ruba, vă lansez invitația ca și anul viitor să veniți la Onești, unde o să vă găzduim într-o sală mult mai frumoasă și mult mai interesantă. Felicitări pentru volumele dumneavoastră și felicitări doamnei Tărlungeanu și colegilor de la Asociația Nevăzătorilor din județul Bacău pentru numeroasele proiecte sociale, culturale, educaționale pe care le faceți de atâția ani. Iar Biblioteca Radu Rosetti este un partener de nădejde al acestei asociații, nu este primul proiect pe care îl desfășurăm împreună. Vă felicit și vă mai aștept la bibliotecă. De data asta, cu regret, trebuie să spun că nu eu sunt vinovată pentru prezența dumneavoastră aici. Vinovată între ghilimele, evident. A fost ideea domnului Radu Sergiu Ruba, cu care, în mod indirect, colaborez din 2015, de când am început eu activitatea la filiala Nevăzătorilor Bacău. În sensul că, la un moment dat, mi-a venit mie ideea să scriu despre activitățile pe care le desfășurăm la Bacău sau aici, activitățile filialei Nevăzătorilor Bacău. Bănuiesc că mi-a venit chestia asta ca un fel de compensare pentru faptul că după 12 ani de lucru la catedră, într-un liceu din oraș, a trebuit să renunț din pricina problemelor de vedere. A fost o perioadă lungă în care n-am făcut nimic, apoi am început să activez la filială, am prins gustul acestor activități și am început să scriu, nu știu cine mi-a dat ideea, am început să scriu despre activități pe care le-am trimis, au fost trimise la revista Lidera noastră, girată de domnul, invitatul nostru, Radu Sergiu Ruba. Dumnealui n-a dat niciun fel de feedback, dar la un moment dat, de 2 ani încoace, primesc anual premiul de jurnalism de la ANR București pentru articolele trimise care se pare că au plăcut. La un moment dat, înainte de Paște, domnul Radu Sergiu Ruba m-a sunat. A fost o surpriză totală, mai scap telefonul din mână, pe bune, vă rog să vă credeți. Și m-a întrebat dacă vreau să dau un interviu la Ochiul Interior, emisiune realizată de dumnealui pe Radio România Actualități, în fiecare vineri, de la 8.30 la 8.50. Evident că am acceptat. A doua zi m-a sunat, mi-a luat interviu și mi-a dedicat întreaga emisiune, ceea ce m-a onorat foarte tare și, scuzați lipsa de modestie, cred că m-a făcut puțin celebră. Acum,
despre carte și cu asta dau cuvântul celor care sunt îndituiți să analizeze subiectul. Sunt filolog. Am citit cartea, acum, înainte de activitate. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Deci o carte pe care o citești cu plăcere. De ce? De ce mi-a plăcut mie mult? În primul rând, din punct de vedere informațional, o grămadă de elemente, este vorba de o carte autobiografică, se axează în primul rând pe anii de școală, la școala de nevăzători de la Cluj. Și semnătura, titlul, semnătura Aidiană, care pe mine m-a contrariat și am încercat să-l trag puțin pe domnul Radu Sergiu Ruba ce înseamnă titlul ăsta, a zis că este lăburit din prima. Chiar m-am lăburit, nu vreau să vă spun, poate vă va spune dumnealui. Nu-mi place să povestesc o carte, dar pentru că dacă am de gând să o citesc, dacă mi este povestită, nu mai gust la aceeași intensitate. În orice caz, cartea m-a impresionat. Radu Sergiu Ruba, protagonistul unei experiențe umane inedite, dator fiind în formarea sa spiritului mai multor locuri și mizelor, a diverse angajamente din viața sa. S-a născut la 14 octombrie 1954 în Ardut, județul Satu Mare. Școlarizarea și-a început în localitatea vecină, Rădești, continuând-o până la bacalaureat la Institutul Petru Orb din Cluj, interval în care, la 11 ani, și-a pierdut complet vederea, ce nu fusese niciodată perfectă. A urmat studii de limbi străine, franceză și engleză, la Universitatea din București. Nu a scris pe hârtie. Știe spaniolă, portugheză, italiană, maghiară... Am uitat ceva? Și atât. Și franceza și engleza le-am învățat ca să le pentru. A lucrat ca profesor de franceză în sistemul preuniversitar, ca lector în programul Cambridge Standard English al British Council din capitală, ca inspector la Ministerul Educației, responsabil cu învățământul pentru elevii și studenții cu dizabilitate vizuală. În această calitate a înființat 4 școli de profil, 2 licee și 2 post-liceale sanitare, care funcționează și astăzi. Mare lucru, că funcționează și astăzi. A fost, de asemenea, consilier al Ministrului Muncii pe problematica dizabilității, contribuind la adoptarea unor măsuri administrative și a unor acte normative de mare importanță pentru aceste persoane. A făcut parte timp de 25 de ani din conducerea Asociației Nevăzătorilor din România, ocupându-se de programele culturale de presă, de relații internaționale și deținând și funcția de președinte al organizației. Din pozițiile de conducere a acestei organizații naționale, una dintre cele mai vechi, dacă nu fi cea mai veche din țară, a reușit să deschidă cu sprijinul Bibliotecii Metropolitane București o filială a acesteia ca unitate de producție de carte audio. Totodată a dotat Organizația Națională a Nevăzătorilor, prin donații din străinătate și prin proiecte europene, cu o tipografie electronică Braille, aptă să producă pentru întreaga țară. A decis digitalizarea tuturor cărților audio din fonoteca asociației. Din sume atrase, a susținut un program de îmbunătățire sau salvare a vederii a zeci de pacienți și tot din fonduri atrase, fără niciun rând de la bugetul de stat, a determinat și demarat construirea, azi încheiată cu succes, a unui centru de reabilitare pentru persoanele care își pierd vederea la maturitate, instituție ce nu exista în România. În cadrul Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a condus Comisia de Cultură și Educație între anii 2011-2015 și iar între acești ani a făcut parte din conducerea organizației. Din 1992 realizează pe postul de Radio România Actualizați o emisiune săptămânală. Este de asemenea autor al unor emisiuni difuzate de Antena Bucureștilor, Radio Europa Liberă și Radio Europa FM. A debutat editorial în 1983 la Cartea Românească cu un volum de versuri, urmat până astăzi de alte 6 volume de versuri. Ele au fost completate de 2 antologii de autor cu extrase din volumele apărute anterior. După cum vedeți, o carte mare.
ce bine că are două înțelesuri cuvântul acesta. Dar pentru că eu am avut-o doar în format electronic, am să folosesc tot instrumente electronice ca să vă dau câteva referințe mai exacte. Profesoara de mine a avut tendința să încerce a o încadra. E jurnal, e reportaj, e vorba de memorii, e roman. Dar după furtuna postmodernismului, cine își mai bate capul să găsească stricte clasificări. Eu zic așa, e o carte pe care cititorul o asimilează după propria lui persoană, pentru că știți foarte bine, toate cărțile depind de cititor. Și eu aici sunt în calitate de cititoare. Am pornit prin a avea surpriza că pătrund într-o lume pe care n-am avut ocazia să o cunosc vreodată, sau mă rog foarte puțin, cu elemente care țin și de copilăria mea, de tinerețea mea, din perioada comunistă, în care noi ne-am format, în care școala ne-a format pe noi, într-o anumită măsură, și în același timp, într-o lume a ideilor, a unor idei interesante și frumoase. Că până la urmă, de ce citim? Citim pentru că lectura ne dă șansa de a ne anexa încă o viață. Avem senzația așa că am mai trăit și în felul acesta. Vrei, nu vrei, te proiectezi în lumea virtuală a cărții, devii mai mult sau mai puțin personaj acolo și atunci încerci să ți-o asimilezi în felul acesta și iată, ne îmbogățim. Existența noastră devine extrem de complexă în felul acesta și eu am încercat să-mi asimilez această lume a celor care nu văd într-o societate populată de o grămadă de oameni care văd și mai puțin. Pentru că această carte, aș zice, are niște chei interpretative interesante. Eu am luat-o de un loc încolo ca roman și consider că autorul m-a încurajat să o judec așa. Ca roman în sensul că mi-a plăcut să cred că e o lume ficțională pe care să o pot asimila. În sensul acela în care am zis, fiindcă ia uite, ziceam, autorul mă încurajează că la un moment dat, discutând, alunecă așa, jucăuși, cum sunt aproape toate frazele, spre o idee că se trezește la realitate, dintr-un leșin, și urmează o propoziție care mie mi se pare o cheie interpretativă, dar ce să fac eu cu realitatea? Păi da, ce să fac eu cu realitatea dacă realitatea nu e neapărat a mea și dacă o lume ficțională poate să-mi dea bucurie și poate să-mi dea și chei de interpretare ale unor gânduri care, dacă nu sunt ale mele, ele pot deveni. O doare durată la Cupa Offroad Gura Văii. A căzut cortina peste cea de-a doua ediție a Cupei Offroad Gura Văii 2023. Mașini modificate, motoare durate, 10.000 de euro investite de concurenți într-un frumos mod de a-și consuma adrenalina în cea mai pitorească și frumoasă comună a județului Bacău, respectiv Gura Văii. Cu un relief variat de la apă, munte, pădure, drumuri agricole, pășuni, comuna Gura Văii intră din nou în atenția publică prin implicarea în sportul de nișă denumit off-road. De altfel, prin campania demarată de administrația publică locală prin primarul comunei Silviu Tinei, se pare că această localitate a reușit să-i atragă pe cei care preferă zona de munte ca zonă pentru reîncărcarea bateriilor, dar și de petrecerea timpului liber și a zilelor de vacanță. Școala gimnazială Alexandru Piru din Mărgineni, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, a vernisat la Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău expoziția de pictură Ia, tradiție și nostalgie. Pe simezele muzeului au fost expuse ii pictate în mod inedit de elevii școlii din Mărgineni, dar și câteva de elevii din școlile din Hemeiu și Sărata. Aflat la a doua ediție, proiectul Ia, tradiție și nostalgie își propune să valorifice importanța culturală a ei, simbol unic al românilor. Elevii au dat o nouă viață tușelor de culoare, iile pictate cu măiestrie de ei, păstrând autenticitatea portului românesc, simbolurile profunde, elementele geometrice ce vorbesc de soare, stele, divinitate. Despre legătura frumoasă dintre om și natură.
cred că și acele obiecte de patrimoniu și acele obiecte care au 100 și 150 de ani, acele obiecte simt ceva. Simt ceva, simt vecinătatea frumoasă a dumneavoastră. Și pentru asta vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru privilegiul pe care ne-l faceți astăzi, aflându-vă aici, în această prezi a zilei iilor. Aceasta e o zi frumoasă și e un gând care m-a bucurat tare. Nu e un gând vechi să avem o zi pentru cămășile noastre. De vreo 15 ani, mai mult sau mai puțin, ne-am hotărât să facem o sărbătoare pentru cămășile pe care le purtăm. N-a fost o inițiativă a statului, n-a fost o inițiativă a instituțiilor de stat, ci a fost o inițiativă a doamnelor care cos, a femeilor acelora care au un gând secret și se bate atât de mult pentru acel gând secret încât reușesc să-l împlinească. Iată, niște femei harnice, niște femei cu idei, au reușit să impună în orizontul nostru de idei această zi, această zi a ei. Ce vedeți? Pesimeze sunt munca, este munca elevilor de la școala gimnazială Alexandru Piru Mărgineni și de la încă două școli, școala gimnazială Ion Simonescu, care este structura școlii gimnaziale Grigore Tăbăcaru din Hrăiuș și școala gimnazială numărul 1 Sărata din Bacău. Sunt toate pictate cu drag de elevi, eu am stat lângă ei și i-am urmărit. Să știți că e o muncă pe care am făcut-o cu plăcere și dacă este să vorbim despre IE, în general, multe dintre, și eu fiind profesor de limbă și literatură română și de limbă franceză și lingvist, când spui cuvântul IE, acest cuvânt are multă rezonanță în multe cuvinte. În cuvântul emoție, care se termină tot în IE, în cuvântul tradiție, care se termină tot în IE, în cuvântul nostalgie, care se termină tot în IE. Multe cuvinte conțin cuvântul nostru IE. Și o sărbătorim în felul acesta și lingvistic pe IE noastră. Și cu emoție vă spun că ne este drag să pictăm, să transmitem mai departe tradiția. Pentru că trebuie să specific, trebuie să menționez faptul că ei au lucrat aceste I în timpul liber. În vacanță, acasă, nu au fost lucrate în timpul orelor. Deci putem spune că au fost mici voluntari ai școlii. Și atunci cred că mai mult de atât, această muncă trebuie apreciată. Ei trebuie apreciați și duși la valoarea pe care o au. În numele doamnei inspector școlar general Anca Egarmin, toată susținerea pe care o poate da inspectorul școlar acestor activități minunate, care nu pot face altceva decât să crească brandul activității și procesului nostru instructiv educativ. Uitați-vă că într-o lume plină de tot felul de lucruri neplăcute sunt oameni, colegi, copii, cadre didactice, părinți, bunici, care fac și lucruri minunate. Cu siguranță fiecare dintre voi, dragii mei, ați lucrat la aceste ei, le-ați pictat, le-ați ales în fiecare după placul vostru și fiecare bucățică are o poveste. Cu siguranță ați povestit acolo lucruri minunate. La fel se întâmpla și în timpurile, cum și domnul profesor spunea de mult, când bătrânii satelor se adunau la cele șezători și povesteau. Fiecare ei are o poveste. Fiecare costum popular, veșteman, brâu, tot ceea ce cuprinde costumul național autentic, are o poveste și cred că trebuie purtat mai des decât de obicei. Vreau să vă spun că de fiecare dată port cu mândrie ea. În primul rând pentru că mi-amintește de bunica, care, gârbovită, cu ochelarii, stătea la geam și cosea ei. Ne-a făcut la toți nepoții câte o ie. Acum port o ie pictată de copiii școlii noastre. Și este un al doilea motiv de mândrie.
La final, elevii corului de la școala gimnazială Alexandru Piru Mărgineni au încântat auditoriul prin prezentarea unor melodii populare, Uniți prin mișcare. Peste 40 de persoane cu dizabilități provenind din centrele rezidențiale aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău s-au întrecut la competiția parasportivă Uniți prin mișcare ediția 1, depășind limitele și promovând abilitățile. Inițiativa s-a desfășurat sub motoul Transformăm dizabilitățile în abilități și a propus să aducă împreună parteneri din comunitatea locală, reprezentanți ai instituțiilor de interes public și privat, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale și beneficiari ai centrelor rezidențiale din cadrul componentei de asistență socială pentru adulți. Organizăm o primă ediție a unei competiții sportive între beneficiarii instituției de GASPC Bacău. E un prim început, un prim pas în acest sens. O să încercăm să organizăm cât mai multe astfel de evenimente, pentru că este nevoie, au nevoie de astfel de evenimente, de a ieși, de a duce o viață normală, de a se integra într-o societate normală și de a se bucura de atenția și de sprijinul colegilor și al tuturor celor care sunt implicați în aceste proiecte. Competiția parasportivă Uniți prin mișcare reprezintă cel mai mare eveniment sportiv pentru persoanele cu dizabilități desfășurat în Bacău. Urmează să organizăm și alte ediții, pentru că beneficiarii au fost extrem de încântați și trebuie să demonstrăm de fapt că prin sport nu ai doar beneficii pe partea medicală, ci există și un drept al acestor persoane cu dizabilități de a practica un sport. Sportul aduce doar beneficii. Ce mai înseamnă această competiție? Avem de gând să o dezvoltăm în viitor. Ne gândeam chiar să înființăm și o echipă de mini-fotbal pentru a putea invita și alte direcții generale de asistență socială, cel puțin din zona Moldovei, să fie o competiție regională, pentru că, așa cum vă spuneam, sportul aduce doar beneficii. Și vrem să demonstrăm că persoana cu dizabilități poate să facă sport și este necesar să facă sport. Și încurajăm pe toți să facă sport. Toți cetățenii care doresc să ni se alăture sunt bineveniți. Așteptăm, bineînțeles, și sponsorizări, pentru că toate aceste deplasări sunt costisitoare, sunt asigurate din bugetul Consiliului Județean și mulțumim pe această cale pentru toată susținerea acordată de către domnul președinte și de către domnii consilieri județeni. La competiție au concurat beneficiarii, adulți din cadrul mai multor centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Acest proiect dezvoltă competențele beneficiarilor noștri, deprinderile de viață independentă, scopul tuturor activităților fiind acela de redare a demnității sociale. Sunt mulți! Sunt într-adevăr. Nevoia este mare, dar toți sunt ai noștri. Este o competiție foarte bună pentru acești beneficiari. Chiar ar trebui să organizeze mai des astfel de întâlniri pentru ca ei să poată ieși din locul lor. Am văzut că ești alături de ei, chiar ai alergat alături de ei. Da, ei au nevoie de foarte multă iubire, de susținere și trebuie să fim alături de acești beneficiari, de acești oameni, aceste suflete. Probele sportive la care au concurat beneficiarii au fost de lovire a mingii prin șutul la poartă, probe de aptitudini motrice, alergarea de viteză. La final, toți concurenții au fost premiați cu diplome, medalii și cupe oferite de organizatori, dar și cu diferite articole sportive, acestea fiind înmânate de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 8 iulie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Duminică, 9 iulie, cerul va fi parțial noros, cu o maxima a zilei ce ajunge până la valori de 27, chiar 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Luni, 10 iulie, cerul va fi parțial înourat. Maxima zilei ajunge la valoarea de 20
27 de grade Celsius, iar minima noaptea va coborâ până la 16-17 grade Celsius. Marți, 11 iulie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.